Într-o zi, în inima unei păduri deasă trăia un șobolan pe nume Sobolanez Voinic. Sobolanez Voinic era cunoscut pentru vitejia și istețimea sa, iar în mica lui lume de sub pământ era considerat un erou. Într-o zi, pe când explora tunelurile sale, a, a găsit o piatră strălucitoare, despre care legenda spunea că îndeplinește dorințe. Cu piatra în mână, Sobolanes Voinic s-a dus la înțeleptul pădurii, Libarcantropul Smecher, un bătrân libarcă ce trăia sub scoarța unui stejar bătrân. Libarcantropul Smecher, mestecându-și o antenă, i-a spus că piatra e fermecată și poate deschide portaluri către alte lumi. Însă, pentru a activa piatra, Sones Voinic trebuia să găsească cele trei chei magice ascunse în cele mai periculoase colțuri ale pădurii. Prima cheie era ascunsă în bârlogul lui Ursuleț Pufos, un urs fioros care adormea doar pe ritmuri de muzică rock. Sobolanez Voinic, înarmat cu o mică boxă Bluetooth, a pornit către bârlogul lui Ursuleț Pufos. Cu inima bătându-i tare, a început să cânte Rock Around the Clock și în curând Ursuleț Pufos a căzut într-un somn adânc, iar Sobolanez Voinic a furat prima cheie de sub labele uriașului urs. A doua cheie se afla în cuibul lui Viespiomaniac, un viespe nebun care folosea o dronă pentru a-și apăra comorile. Sobolanez voinic a trebuit să înfrunte drona, dar cu ajutorul unui spray antiviespe și a unei plasă de pescuit, a reușit să captureze drona și să pună mâna pe a doua cheie. Viespio maniac, furios și zbărlit, nu a avut timp să reacționeze înainte ca Sobolanez să dispară printre frunzele pădurii. Cea de-a treia cheie era bine păzită de șopârlița Codobel, o șopârlă ce își petrecea timpul pe Instagram, postând selfie-uri din cele mai exotice colțuri ale pădurii. Sobolanez Voinic a avut nevoie de ajutorul libarcanței Influence, o libarcă renumită pentru numărul mare de urmăritori pe TikTok. Împreună au distrat-o pe șopârlița Codobel cu dansuri și filtre amuzante, reușind să o facă să uite de pază și să fure ultima cheie. Cu cele trei chei în mână, Sobolanez Voinic s-a întors la libarcantropul Smecher. Bătrânul Libarcă a mormăit câteva incantații și piatra s-a transformat într-un portal strălucitor. Sobolanez Voinic a pășit curajos prin portal și a ajuns într-o lume modernă, plină de zgârie nori și luminițe colorate. Acolo a descoperit un oraș unde șobolanii și libarcile trăiau în pace, conducând mașini electrice și având joburi bine plătite în corporații multinaționale. În această lume nouă, Sobolanez Voinic a întâlnit-o pe Libarcoana Tech – o libarcă pasionată de tehnologie care inventase o aplicație de navigație pentru tunelurile subterane. Cei doi au făcut echipă și au dezvoltat împreună noi tehnologii pentru a îmbunătăți viața comunităților lor. Cu timpul, Sobolanez Voinic a devenit primarul orașului și a adus prosperitate locuitorilor săi. Totul părea perfect, până într-o zi când portalul s-a redeschis și un grup de șoareci hoți conduși de mala cel Mărleanu, au pătruns în oraș, dornici să fure toate invențiile. Sobolanez Voinic și Libar Tech au pus la cale un plan ingenios. Au creat capcane digitale și au instalat sisteme de securitate de ultimă generație. În ciuda inteligenței lor, șoarecii hoți au căzut în toate capcanele și au fost prinși, iar pacea a fost restabilită. Ca semn de mulțumire, Libarcantropul Smecher i-a oferit lui Sobolanez Voinic o medalie virtuală și l-a numit Eroul Șobolanilor. Astfel, Sobolanez Voinic a devenit o legendă vie în noua sa lume. Cu toate acestea, el nu a uitat niciodată de vechea sa casă din pădure și a revenit deseori pentru a împărtăși povești cu vechii săi prieteni, aducându-le daruri și tehnologii moderne. Și astfel, povestea lui Sobolanez Voinic a devenit una dintre cele mai populare legende ale șobolanilor și libarcilor, fiind povestită din generație în generație. Și, de fiecare dată când era spusă, aducea cu ea o lecție despre curaj, prietenie și puterea inovației. Acum, dragii mei cititori, dacă v-a plăcut această poveste și vreți să aflați mai multe aventuri de ale lui Sobolanez Voinic și ale prietenilor săi, okay, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Altfel, s-ar putea ca data viitoare când deschideți frigiderul, să vă treziți cu o armată de libarci și șoareci dornici de aventură. Mult noroc și până data viitoare rămâneți isteți și curajoși!